Laura Vizireanu avea 39 de ani și era medic la Smurd Constanța, localitatea unde a absolvit facultatea de medicină. Luni după amiază, medicul și-a pierdut viața după ce elicopterul în care era s-a prăbușit în lacul Sud-Gheol. A fost ultima misiune de salvare pentru medicul Vizireanu. Rudelor nu le vine să creadă ceea ce s-a întâmplat și nu au decât cuvinte de laudă despre medicul Smurd. Deosebită. Nu pentru că știm și că este a noastră, dar ce să vă zic? Un medic deosebit, un medic cu un suflet de aur, dedicată meseriei. Asta e. O pierdere mare, mai ales extraordinar că a rămas de mare, extraordinar de mare, extraordinar de mare. Toți cei prezenți au încercat să o consoleze pe mama medicului, mult prea îndurerată ca să mai poată spune ceva despre fiica ei. Nu e important. Nu mai am copil, nu când am vorbit. Sicriul cu trupul neînsuflețit al Laurei Vizireanu a fost dus acasă la Brăila cu un camion militar și a fost așteptat de zeci de rude și prieteni. Alături de Laura au fost colegii ei de la Smurd Constanța. La capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al Laurei Vizireanu a venit și fiul și fostul soț al acesteia, care este șeful IPJ Brăila și care nu a dorit să facă declarații. Medicul Laura Vizireanu va fi petrecută joi pe ultimul drum. În același accident aviatic și-au pierdut viața și asistenta medicală Gabriela Camelia Harton, 37 de ani, care a lăsat în urmă un copil de 11 ani și tocmai aflase că este din nou însărcinată, comandorul Petre Corneliu Cătuneanu, pilotul elicopterului și capitanul comandor Ginel Claudiu Crăcănel, copilotul.